Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vorbim despre o nouă amenințare pentru omenire. Inteligența artificială este depășită de inteligența organoidă, computere cu creier uman. Computerele alimentate de celulele creierului uman pot suna science fiction, dar o echipă de cercetătorii din Statele Unite consideră că astfel de mașini, care fac parte dintr-un nou domeniu numit inteligență organoidă, ar putea modela viitorul și acum au un plan pentru a ajunge acolo. Inteligența organoidă apare la puțină vreme după ce ChatGPT a fost lansat în noiembrie 2022, făcând furori pe internet, noua frontieră pe care vor să o depășească oamenii de știință. Cercetătorii de la Universitatea Johns Hopkins din Baltimore, Statele Unite, o universitate privată, au lansat deja în februarie 2023 un nou program extrem de ambițios în domeniul bioinformaticii, în care sunt implicați specialiști din mai multe țări. Cei de la Johns Hopkins University, care sunt coordonatorii proiectului, spun că în mai puțin de 10 ani vor reuși să pună la punct computere biologice bazate pe organoizi obținuți din celulele creierului uman. Altfel spus, o modalitate de a crește enorm puterea de procesare a inteligenței artificiale, folosind celule cerebrale umane. O idee despre care teoretic s-a mai vorbit, dar care părea foarte îndepărtată ca realizare sau chiar imposibilă, și care acum tocmai este în curs de materializare, mulți considerând-o totuși ca fiind nebunească. Organoizii sunt țesuturi cultivate în laborator care seamănă cu organele. Aceste structuri tridimensionale, derivate de obicei din celule stem, sunt folosite în laboratoare de aproape două decenii, unde oamenii de știință au putut evita testele dăunătoare pe oameni sau animale, experimentând pe înlocuitorii de rinichi, plămâni și alte organe. Organoizii cerebrali nu seamănă de fapt cu versiuni minuscule ale creierului uman, dar culturile de celule de mărimea unui punct de pix conțin neuroni care sunt capabili de funcții asemănătoare creierului, formând o multitudine de conexiuni. Oamenii de știință numesc fenomenul inteligență într-o farfurie. Dr. Thomas Hartung, profesor de sănătate și inginerie a mediului la Școala de Sănătate Publică Johns Hopkins Bloomberg și la Școala de Inginerie Whiting din Baltimore, a început să cultive organoizi cerebrali prin modificarea unor mostre de piele umană în 2012. El și colegii săi au în vedere combinarea puterii organoizilor cerebrali într-un tip de hardware biologic mai eficient din punct de vedere energetic decât supercomputerele. Aceste biocalculatoare ar folosi rețele de organoizi cerebrali pentru a revoluționa potențial testele farmaceutice pentru boli precum Alzheimer, pentru a oferi informații despre creierul uman și pentru a schimba viitorul calculatoarelor. Cercetările care descriu planul pentru inteligența organoidă prezentat de Hartung și colegii săi au fost publicate în revista Frontiers in Science. Calculul și inteligența artificială au condus revoluția tehnologică, dar au atins un plafon, a declarat Hartung, autorul principal al studiului. Biocomputingul reprezintă un efort enorm de compactare a puterii de calcul și de creșterea eficienței acesteia pentru a depăși limitele noastre tehnologice actuale, a adăugat acesta. În timp ce inteligența artificială este inspirată de procesele de gândire umană, tehnologia nu poate reproduce pe deplin toate capacitățile creierului uman. Acest decalaj este motivul pentru care oamenii pot folosi un CAPTCHA, test Turing public complet automat pentru a deosebi computerele și oamenii, bazat pe imagini sau text, ca măsură de securitate online pentru a dovedi că nu sunt roboți. Cum ar putea funcționa un biocomputer? Pionierii celulelor STEM, John B. Garden și Shinya Yamanaka, au primit premiul Nobel în 2012 pentru dezvoltarea unei tehnici care a permis generarea de celule din țesuturi complet dezvoltate,
precum pielea. Cercetarea revoluționară a permis oamenilor de știință, precum Hartung, să dezvolte organoizi cerebrali care au fost folosiți pentru a imita creierele vii și pentru a testa și identifica medicamentele care pot prezenta riscuri pentru sănătatea creierului. Hartung și-a amintit că a fost întrebat de alți cercetători dacă organoizii cerebrali ar putea gândi sau atinge conștiința. Întrebarea l-a stimulat să ia în considerare posibilitatea de a alimenta organoizii cu informații despre mediul lor și despre cum să interacționeze cu acesta. Acest lucru deschide calea cercetării asupra modului în care funcționează creierul uman, a declarat Hartung, care este de asemenea codirector al Centrului pentru Alternative la Testarea pe Animale din Europa. Pentru că puteți începe să manipulați sistemul făcând lucruri pe care nu le puteți face din punct de vedere etic cu creierele umane, potrivit CNN. Așadar, tehnologiile computer creier uman sau inteligența organoidă reprezintă noua frontieră a bioinformaticii, care provoacă deja mari controverse de natură etică și sunt pe drum sau au o foaie de parcurs care nu mai lasă loc incertitudinilor legate de punerea lor în practică. În curând, dacă nu intervine ceva imprevizibil, se va trece probabil de la inteligența artificială, AI, la inteligența organoidă, OI. Ceea ce părea a fi doar un scenariu SF, va deveni realitate. La momentul actual, indiscutabil, creierul nostru este mult mai puternic decât inteligența artificială. Cu miliarde de neuroni, fiecare realizând mii de conexiuni, cu spectaculoasa capacitate de remodelare a rețelei neuronale cu fiecare experiență fizică și emoțională pe care o parcurgem, creierul uman este cea mai complexă structură din universul pe care îl cunoaștem. Chiar dacă folosim conștient doar 1% din capacitatea creierului, restul de 99% nu este evident inutil, fiind antrenat în procese care asigură buna funcționare a organismului. Computerele, așa cum le știm până acum, sunt aproximări tehnologice ale funcțiilor și modului cum funcționează creierul. Ceea ce încă nu au calculatoarele ține de sfera voinței proprii și a emoțiilor. Până în prezent, ChatGPT pare a fi cel mai spectaculos program de inteligență artificială. Poate răspunde exhaustiv la aproape orice întrebare, poate redacta texte, poate crea poezii, muzică în diverse stiluri, poate produce imagini și videoclipuri, își amintește dialogul cu interlocutorul, poate fi folosit în demersul personal de învățare, devine tot mai mult parte a fluxului de lucru, poate programa computere și așa mai departe. Toate acestea având ca suport o bază de date imensă. Creatorii ChatGPT subliniau că scopul lor a fost acela de a învăța sistemele de inteligență artificială să vadă lumea așa cum o fac oamenii. Când un ziarist a întrebat ChatGPT cum poate o persoană să facă diferența între un text generat de inteligență artificială și unul conceput de mintea umană, i s-a oferit următorul răspuns. Pentru a determina dacă ceva a fost scris de un om sau de o inteligență artificială, puteți căuta absența experiențelor sau a emoțiilor personale. Puteți verifica inconsecvența stilului de scriere și puteți urmări utilizarea cuvintelor de completare sau a frazelor repetitive. Dacă inteligența artificială a devenit încet încet parte din viața noastră, ce este cu inteligența organoidă? Inteligența organoidă presupune, potrivit precizărilor aduse de cercetătorii de la Universitatea Johns Hopkins, conectarea unor organoizi cerebrali umani la dispozitive de ultimă generație, la sisteme de inteligență artificială sau de învățare automată. Organoizii în cauză sunt aglomerări de țesut viu din celule stem, spuneam, cultivate în laborator, de dimensiunea unui punct, care ar conserva aspecte importante legate de structura și funcțiile creierului, cum ar fi neuroni
și alte celule esențiale pentru funcțiile cognitive, precum învățarea și memoria. Acestea ar fi hrănite prin microvasculatură cu fluide. Semnalele lor electrice ar fi preluate de microelectrozi, iar rezultatul ar fi analizat de algoritmi care se bazează pe inteligența artificială. Comparând mai multe dintre aceste bucăți de creier, cercetătorii își imaginează că puterea unui biocomputer cu structuri celulare 3D ar putea fi în cele din urmă similară cu cea a creierului uman. În plus, combinarea puterii organoidelor cerebrale umane cu cea a sistemelor de inteligență artificială ar avea o eficiență din punct de vedere energetic cu mult mai mare decât a supercomputerelor actuale. Dacă observăm eficiența cu care funcționează creierul uman pentru procesarea sau învățarea informațiilor, spunea unul dintre cercetătorii de la Johns Hopkins, este tentant să traducem și să modelăm acest lucru pentru a avea un sistem mai rapid și mai eficient decât calculatoarele moderne. Inteligența organoidă este prima tentativă de realizare a unui astfel de program. În trecut, cercetătorii au combinat biologicul și computerul pentru a învăța celulele creierului, celule cerebrale crescute într-un vas, dish brain, adică cum să joace ping-pong, unul dintre cele mai populare jocuri. O parte dintre oamenii de știință care au contribuit la această realizare se află acum în spatele noului proiect de inteligență organoidă. Coordonatorul proiectului DishBrain spunea că a fost nevoie de 800.000 de celule cerebrale și un chip, creier pe un chip, pentru a echipa neuronii, cam cât numărul de neuroni ai unui bondar, cu senzații, feedback-ul și, în mod esențial, cu capacitatea de a acționa asupra lumii lor, și că, în mod remarcabil, culturile de celule au învățat cum să-și facă lumea mai previzibilă, acționând asupra ei. Neuronii au fost crescuți, apoi configurați să joace ping-pong prin inducerea de șocuri de diferite tensiuni în funcție de locul în care se afla mingea în raport cu paleta. Electrozii din stânga sau din dreapta unei matrice îi indicau lui DishBrain pe ce parte se află imaginea, în timp ce distanța față de paletă era indicată de frecvența semnalelor. Toate acestea au creat un sistem în care celulele au început să învețe cum să joace jocul mai bine în timp. Deși DishBrain a putut răspunde, este foarte puțin probabil să fi fost conștient de ceva. Totuși, coordonatorul proiectului mărturisea: comportamentul învățat este de obicei amestecat cu o mulțime de stări ale creierului, fluctuante, care nu pot fi controlate. Este inteligența organoidă inteligența viitorului? Interesul pentru inteligența organoidă se explică, desigur, prin prisma performanțelor tehnice la care s-ar putea ajunge și a implicațiilor acestora. În 2013, remarcau cei de la Universitatea Johns Hopkins, al patrulea computer ca mărime din lume a avut nevoie de 40 de minute pentru a modela o secundă din 1% din activitatea creierului uman. În iunie 2022, supercomputerul Enterprise Frontier, OLCF5, de la Hewlett-Packard, a depășit puterea de calcul estimată a unui singur creier uman, și anume un exaflops. Flops este o unitate de măsură a puterii, a vitezei de calcul a unui calculator sau sistem de calcul. Totuși, diferența de eficiență este considerabilă. Un creier uman cântărește aproximativ 1,5 kg și consumă 20 de wați de energie, în timp ce un computer ultra-performant consumă cu mult mai mult, la care se adaugă și costurile de fabricație. Thomas Hartung, profesorul de la Universitatea Johns Hopkins și coordonatorul proiectului Inteligența Organoidă, amintea de exemplu că, în 2017, AlphaGo, o inteligență artificială care a învins jocul Go numărul 1 din lume, a fost antrenat pe date din 160.000 de jocuri. O persoană ar trebui să joace 5 ore pe zi, timp de peste 175 de ani, pentru a experimenta atâtea jocuri.
și că practic astăzi s-a ajuns la limitele fizice ale computerelor cu siliciu. Pe de altă parte, cantitatea de energie cheltuită pentru a antrena AlphaGo este mai mare decât cea necesară pentru a susține un adult activ timp de un deceniu. În astfel de condiții, spun cercetătorii, de ce să nu ne bazăm pe performanțele biologice ale creierului nostru pentru a crea o nouă formă de inteligență artificială, inteligența organoidă? Viteza de procesare a datelor de către inteligența organoidă, prin combinarea celulelor creierului uman cu computerul, ar fi spectaculoasă, mai spun cercetătorii. Toate aplicațiile inteligenței artificiale de astăzi se bazează pe puterea de calcul oferită de procesatoare sau GPU-uri puternice. Inteligența organoidă, pe de altă parte, urmărește să obțină progrese fără precedent în ceea ce privește viteza de calcul, puterea de procesare, eficiența datelor și capacitățile de stocare, prin exploatarea complexității culturilor de celule umane obținute în laborator, care sunt formate din grupuri de neuroni și alte celule 3D ale creierului. Până acum, oamenii de știință au reușit să construiască organoizi care conțin aproximativ 50.000 de celule. Este un început, dar, pentru ca utilizarea practică să depășească toate capacitățile actuale ale inteligenței artificiale, se estimează că organoizii trebuie să crească la mai mult de 10 milioane de celule. Așadar, inteligența organoidă, hardware-ul biologic pentru computerele viitorului, ar avea ca scop, potrivit intențiilor declarate ale cercetătorilor care desfășoară acest program, să folosească puterea sistemului biologic pentru a avansa în domeniile științelor vieții, bioenergiei și informaticii. Pe lângă creșterea puterii de procesare a aplicațiilor inteligenței artificiale, inteligența organoidă ar putea ajuta de asemenea la identificarea de remedii pentru diverse maladii, inclusiv pentru bolile neurologice degenerative, precum Alzheimer. Pe măsură ce avansul tehnologic se accelerează, se pune însă întrebarea dacă inteligența umană și inteligența artificială, cea din urmă perfecționată pentru un alt nivel, inteligența organoidă, vor putea coexista spre beneficiul oamenilor și fără a intra într-o competiție nocivă. Ca și în cazul inteligenței artificiale, chiar mai mult există preocupări de natură etică, iar cercetătorii recunosc acest lucru. Pentru a se asigura că inteligența organoidă se dezvoltă cu respect pentru om, etică și societate, oamenii de știință din diverse părți ale lumii propun o abordare de etică integrată, în care echipe interdisciplinare și reprezentative de eticieni, cercetători și reprezentanți ai publicului identifică, discută și analizează problemele etice, pentru ca viitorul să fie în consens cu dorințele și aspirațiile omului. Va reuși inteligența organoidă, în mod paradoxal, să depășească inteligența umană, adică tocmai pe aceea care a creat-o? Este o întrebare pentru care răspunsurile ar trebui să fie fără echivoc, nu numai pentru specialiști, ci și pentru publicul larg. Dacă mai adăugăm la toate acestea și proiectul Calico al Googling, desfășurat în mare secret și care promite că nemurirea va fi accesibilă ființei umane începând cu anul 2045, se poate constata că știința și tehnologia se îndreaptă spre teritorii greu de evaluat, față de care omul ar trebui să manifeste echilibru și prudență și să aibă în vedere că adesea orgoliul este dușmanul progresului. Prieteni, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!